Mireșa mea Pia. Azi vom vorbi despre cum poți să ai grijă de un cățel într-un apartament. Și acum, haideți să vă prezint pe Pia. Cățelușa mea, care are 2 anișori, este un Yorkshire Terrier și are un mic defect particular care este din naștere cu o ureche mai scurtă decât cealaltă. Uitați-vă! Cel mai important este o fetiță. În primul rând, avem nevoie de un carnet de sănătate ca și acest. Sau mai bine spus, de permisiunea părinților. Pentru a avea un cățel, desigur. Iar aici se vor nota toate datele cățelului, inclusiv a proprietarului. Și dacă doriți, puteți pune și 2 poze, cum am pus și eu. Se mai notează și vaccinurile cățelului, vaccinurile obligatorii, an de an, și se mai notează și problemele cățelului. A few moments later. Medical. Și se mai notează orice problemă medicală de-a lungul vieții. În ele cazuri, vei avea nevoie și de permisiunea vecinilor pentru a deține un cățel într-un apartament. Și acum, să vorbim despre ce lucruri are nevoie un cățel într-un apartament. Un bol pentru mâncare și apă. Eu am optat pentru unul care să le aibă pe amândouă. Dar să nu uităm, căci câinele are nevoie de apă proaspătă. Deci trebuie să o schimbăm fiecare zi. De un pătuț pe care îl vom așeza într-un loc de unde cățelul să ne poată vedea tot timpul. Eu am ales acest pătuț deoarece ei îi place să stea foarte mult pe pernă. Și acest pătuț arată ca și o pernă mare. Pătuțul este fin, moale, ufos. Când era mai mică, i-am cumpărat acest pătuț, deoarece arăta ca și o cușcă și se simțea mai în siguranță. Lucruri foarte important sunt covorașele absorbente de podea pentru cățel, pe care le vom așeza pe podea, de recomandat în baie. Iar la început, vom avea nevoie de o soluție specială, pe care vom pune 2 pufuri pe covoraș. Iar mirosul o va atrage să-și facă nevoile pe covoraș. Dar la început, cățelul nu va nimeri tot timpul covorașul. Dar pentru asta nu trebuie să ne supărăm pe el sau să-l certăm. Dimpotrivă, trebuie să-l lăudăm atunci când va face pe covoraș. Asta nu înseamnă că nu trebuie să-l mai scoatem afară la plimbare. Este un lucru foarte important pentru cățel. Plimbarea câinelui este foarte importantă. Sunt cele mai frumoase momente din zi pentru ei.
da. Bye.